Patru autospeciale de la pompieri au intrat valvârtești pe poarta fabricii de lângă Pitești. Incendiul a avut loc într-o hală în care se produceau repere din cauciuc și în care lucrau aproximativ 20 de oameni. Aceștia au observat fumul gros și au dat alarma. Da, autoclava în spate. Da, a venit pompierii. Pompierii și poliția. A luat cu autoclava care lucrau niște oameni la schimbul noi în spate acolo. Cine a anunțat la 112? Dumneavoastră a sunat? Nu, angajați-vă în spate. Un echipaj de la Smurd a fost trimis la intervenție. Din fericire, nu au existat victime. În incendiu au ars produse din cauciuc și mai multe utilaje care produceau repere. Nu este prima dată când fabrica de lângă Pitești ia foc. Tot în acest an, pe 14 iulie, alt incendiu a devastat o hală întreagă de 1500 de metri pătrați. Pereții construcției s-au topit efectiv. Au ars atunci produse din cauciuc, armături, mobilier, tehnică de calcul și documentație. E rău! Vă duceți acasă! Nu știu! Deci e rău în spate, arde în continuare în spate. Incendiul a fost lichidat în aproape 2 ore. Autoritățile iau în calcul 3 variante: scurt circuit electric, neglijență sau acțiune intenționată.